De multe ori, oamenii asociază, din păcate, depresia cu nebunia, cu a fi nebun. Mulți oameni încă se raportează așa la această afecțiune și din această cauză nu încurajează pe cei din jurul lor să apeleze la un specialist. Cum ar trebui să vedem lucrurile corect? Oamenii ar trebui să înțeleagă în primul rând că termenul de nebunie, folosit așa la scară largă, nu există. Sensul pe care îl atribuim ține de normele socioculturale în care trăim și de perioada în care trăim. Acum, termenul ăsta de nebunie, tot ce ne forțează înțelegerea sau ce ne mobilizează abilitățile empatice într-un efort pe care noi nu suntem dispuși să-l facem, primește eticheta asta de nebunie. Nu! Pacientul depresiv nu este nebun, este un om bolnav cu o boală reală, ca orice altă boală și trebuie tratat cu aceeași seriozitate și cu același respect cu care tratăm și pacientul cardiac sau pacientul diabetic sau orice altă patologie. Așa cum spuneam și mai devreme, este o boală, însă societatea aruncă în continuare această stigmă asupra pacientului psihiatric. Și asta îngreunează și acțiunea noastră, activitatea noastră a specialiștilor în sănătate mentală, cât și evoluția pacientului, pentru că pacientul devine reticent în a se adresa acestui serviciu. Pacientul spune, nu mă duc la psihiatru, o să creadă că sunt nebun. Dar acum logica ne dictează o întrebare firească și anume, dacă nu ești nebun când te duci, de exemplu, la oftalmolog pentru ochelari, de ce să fii considerat nebun că te duci la psihiatru pentru a te trata de depresie?